Bucuria maximă! Ce filmăm astăzi? Filmăm unboxing catalogul 14. Știu că este cel mai cerut clip de către voi, așa că haideți să ne bucurăm împreună. Să vedem care este catalogul și ce cumpărături mi-am făcut eu. Acesta este catalogul. Este valabil până pe data de 23 octombrie și a început în 3 octombrie. E adevărat că astăzi o să vă arăt și cumpărăturile din catalogul 14, dar și câteva cumpărături din catalogul 13, pentru că, așa cum știți, am fost plecată. Sper că ați văzut vlogul cu croaziera. Și pentru că am fost plecată, evident, n-am avut cum să filmez acel unboxing catalog 13. Am cumpărat ultimul set Novage apărut. Nu este pentru mine, este pentru soțul meu și l-am luat pentru că în catalog scrie că acest set rezolvă problema petelor apărute de la soare. Soțul meu are probleme undeva în partea gâtului, în zona gâtului, și atunci vreau să văd dacă acest set funcționează. Se pare că are extracte de celule stem din plante de gardenie și că oferă rezultate maxime. Petele se reduc în proporție de 50%. Chiar am de gând să fac o poză înainte și una după. Trecem la produsele din catalogul 14 ca să nu dureze foarte mult. Așa am primit indicații, așa fac. Am primit din nou cutia de vitamine, știți foarte bine că le consum, sunt cele pentru femei și, bineînțeles, pentru că nu sunt egoistă, și vitaminele pentru soțul meu. De asemenea, vreau să vă arăt la fel masca Novage pe care mi-am cumpărat-o în catalogul trecut, alături de pensula de silicon. O să ajung la ea și o să vă arăt puțin mai târziu. Este un produs pe care l-am regăsit și în acest catalog și dacă e să vă spun de ce îmi place mie, o să vă spun în primul și în primul rând pentru că este un produs care se folosește total diferit de alte măști. Se aplică peste crema de noapte și se lasă pe întregul parcurs al nopții să acționeze asupra tenului. Dimineața pielea arată chiar foarte, foarte bine și o folosesc cam de 2 ori pe săptămână, nu mai des. Deci, acesta este un alt produs din 13. Mergem mai departe și ce am aici? Noul rimel în formulă aniversară este acel rimel pe care eu îl iubesc, cu o strălucire și o culoare intensă, Wonderlash Intense. De data aceasta spuneam într-o haină nouă, dar aceeași formulă. Pentru că iubesc rimelul, mi l-am cumpărat din nou. În acest catalog a apărut o nouă gamă, Loving Care. Este o gamă care se adresează întregii familii și pe care eu am avut ocazia să o testez în timpul croazierei. Mi-am comandat-o și eu și haideți să vedem ce am aici. Crema de mâini cu lapte de migdale. Săpunul lichid pentru mâini, de-abia aștept să-l folosesc. Mi-a plăcut teribil de mult textura și mirosul acestei game. Eu iubesc migdalele și de multe ori le consum crude, așa cum sunt. Avem aici șampon și balsam, un produs 2-in-1, la fel potrivit pentru toate tipurile de păr. Ca și prețuri, pot să vă spun că această gamă are niște prețuri accesibile, undeva în jurul sumei de 20 de lei, 16, 18, 20. Aici am loțiunea pentru corp cu lapte de migdale. Aceasta am testat-o și m-a cucerit în momentul în care am întins crema pe piele. Se absorbe foarte ușor. Și mai avem un produs, este vorba de crema de duș. Sunt curioasă cum este, dar având în vedere că la fel conține lapte de migdale, cu siguranță ar trebui să fie foarte cremoasă, foarte hrănitoare pentru piele. Și de asemenea, pentru persoanele care iubesc săpunul clasic, există și varianta acestui săpun. După ceea ce scrie pe el, observ că este chiar un săpun care poate fi folosit și pentru față și pentru corp. O să-l testez și o să vă spun cum este. Mai departe, probabil ați remarcat că în acest
catalog au apărut mult mai multe pensule. Oriflame a lansat o nouă colecție de pensule. Am fost și eu curioasă să văd cum sunt, mai ales că aceste pensule noi, la fel le-am putut viziona la acel târg expozițional în croazieră. Cozile sunt din bambus și perii sunt artificiali. Cu toate acestea, mi s-a explicat că sunt mult mai potriviți să fie peri artificiali decât peri naturali. Mi-a plăcut foarte mult faptul că sunt foarte fine la atingere, ba chiar am putut face comparația între vechea colecție de pensule și cea nouă. Și ce am aici? O pensulă pentru îndepărtarea surplusului rimelului și pentru sprâncene, o pensulă pentru pudră, pensula pentru pudra, pentru fardul de obraz și de asemenea pensula pentru aplicarea fondului de ten, pensula pentru aplicarea fardului și aici am și un înlocuitor, o pensulă rezervă pentru aplicarea fardului și mai am încă o pensulă pentru fond de ten pentru că mi-am propus să fac o bucurie unei prietene și să-i ofer aceste pensule pentru a le încerca și de asemenea un dispozitiv special pentru curățarea pensulelor. Știți că este foarte important să avem pensulele curate și să păstrăm igiena lor. Deci, acest nou dispozitiv l-am putut viziona la fel la prezentare. Este dintr-un silicon și într-un video am văzut că se pot curăța foarte ușor pensulele cu ajutorul unui săpun, gel de duș, nu contează ce, dar dispozitivul ajută și îndepărtează eficient produsul. Mai am aici pensula din silicon pe care am achiziționat-o în catalogul trecut și cu ajutorul căreia aplic masca de noapte de la Novage și se pare că aici cutia s-a golit, însă am mai fost curioasă să văd cum este acest set de prosoape pe care îl găsiți în catalog la ofertă. Ceea ce pot să vă spun despre aceste prosoape este faptul că sunt din bumbac. Sunt foarte frumos prezentate, ambalate. Bumbacul este unul de calitate. Singura mențiune pe care vreau să vă fac este aceea că prosoapele nu... materialul nu este foarte, foarte plin, foarte gros, foarte dens. Dacă vă plac prosoapele mai subțiri, atunci acesta cu siguranță poate să fie pe gustul vostru. Dacă însă vă plac prosoapele mai groase ca și textură, atunci nu vă recomand să vă comandați acest set. Fac această mențiune tocmai pentru a evita. E un set format din două prosoape, unul de față și unul care este de baie, da? Are dimensiuni mult mai mari. Vreau să vă arăt puțin și catalogul următor, să-l răsfoiesc un minuțel împreună cu voi, pentru că în acest catalog se lansează o gamă nouă de produse. De altfel, e vorba de The One Disguise, gamă care conține o apă de toaletă, dar și câteva luciuri, oje noi, accesorii. Deci este un catalog pe care neapărat trebuie să-l aveți. Nu uitați de cadoul pe care l-am pentru toți cei care vin alături de mine și realizează primul pas în programul de bun venit, adică fac o prima comandă de 150 de lei din catalogul 14, primesc din partea mea un cadou suplimentar. Este vorba de cele 3 produse cu care deja cred că v-ați obișnuit. Sunt produse emblematice pentru Oriflame. Oferta mea este aceeași. Rimelul Wonderlash, cutiuța cu minuni în haina aniversară și crema cu lapte și miere. Toate acestea doar pentru cei care accesează linkul din descriere, vin în echipa mea și fac o primă comandă din catalogul 14 în valoare de 150 de lei. Trimite mesaj după ce ai accesat linkul și ți-ai plasat comanda și imediat cadoul meu va pleca către tine.
Astea au fost cumpărăturile din catalogul 14. Sper că ți-a plăcut și că vei rămâne în continuare alături de mine. Până data viitoare, când ne vom revedea la un viitor unboxing, te pup și îți urez cumpărături plăcute!